dar eu nu o să vă dau azi nicio maximă de început. O să fiu foarte sinceră și o să recunosc că de câteva zile am ascultat, îi ascult melodiile, îi ascult interviuri, încercând să ghicesc cine este acest om atât de blamat de foarte multă lume. Cine este acest om cu care și eu am intrat odată în conflict și despre care credeam că nu o să mai ajung niciodată să stau față în față la un interviu. Este atât de schimbată. O simt atât de plină de căldură și atât de plină de bunătate. Eu tare vreau să cred că nu este doar o iluzie creată de mine despre Victoria Lungu. Bună seara, bine ai venit la Vorbe cu Minte, draga mea. Bine te-am regăsit. Și pe tine și pe Laila. Și pe Laila. Uite, dă să începem cu un autoportret, după care am discutat și înainte de asta. Îți propun să facem un test de sinceritate. Orice întrebare ți-o pun eu, ai drept să mi-o pui și tu mie. Ce un autoportret? Cine este Victoria Lungu? Un om simplu, un trecător prin viață, un praf care știe foarte ușor să așeze acolo unde este locul, dar și să despară. Sunt un om creat de Dumnezeu, sunt o fiică a unei mame, sunt o mamă a unei fiice. Sunt un om care m-am apropiat atât de mult de Dumnezeu ca să încerc să mă înțeleg cine sunt eu cu adevărat și să pot să-i ajut pe ceilalți care încă nu s-au regăsit așa cum am făcut-o eu. Eu când te-am invitat la emisiune, tu erai la o mănăstire. Ce făceai acolo? A fost prima săptămână a Postului Mare și pentru că e săptămâna tăcerii, am primit binecuvântare. Ultima duminică, înainte de post, se face seara iertării, în care tu trebuie să-ți ceri iertare de la toți cei cărurile greșit. Față de care greșit, cu voie și fără de voie. Și da. Fără de voie, dar tu cumva mergi deja pregătit acolo, știi toată lista. Și uneori doar un gând, cu uite, te uiți la cineva și un gând deja l-ai trimis în univers. Și gândul ăla s-a dus. Și asta am făcut. Ai dormit în chilie chiar acolo? Am dormit în chilie, am stat la ascultare, am stat în rugăciuni, pentru că rugăciunile sunt foarte diferite decât cele care sunt obișnuite în post. În general, în mănăstire nu se vine oricum, trebuie să ai binecuvântare, trebuie să fie o pregătire, trebuie să-ți dai telefonul jos din buzunar și să nu te mai uiți la el. Nici o ispită, departe de ispite, adică cât mai curat să fii. De fapt, ispitele sunt și acolo dacă te uiți, adică pentru că sunt din oreașii care vin noaptea la slujbă, care dacă te cunosc, efectiv se apropie de tine și atunci tu trebuie să-ți lași garda jos, pentru că tu nu ești acolo nimeni, tu ești doar un om simplu, un om dezbrăcat de haine în fața lui Dumnezeu. Așa trebuie să te vezi tu. Contează cât de mult te apropii de Dumnezeu și eu asta o fac ani de zile. Merg acolo, stau, nu anunț pe nimeni că sunt la mănăstire, pentru că dacă anunț, oamenii îmi zic că e spre fală, e spre mândrie și am zis că nu, am să fac, eu am postat doar Dumnezeu să mă ierte și să fiți și vă iertați. Asta e. A fost sublim. Vicuța, cum crezi, de ce s-a produs acel conflict tacit între noi? Și de ce crezi, din punctul tău de vedere, că eu, la rândul meu, credeam că niciodată nu o să mai ajung să stau față în față cu tine? Și de ce, Doamne, pentru un moment am ajuns să te detesti și eu atât de tare? Spune-mi! Te rog să poate îmi dai tu explicații, pentru că atunci am închis telefonul, te-am blocat peste tot, nu am vrut să vorbesc, în general, cu tine. Eu acum vreau să-mi aduc aminte despre ce vorbești, ca să-mi dau seama. A fost un conflict între tine și colegile tale de breaslă, Lenuța Gheorghiță, Aura. Aha, tu le-ai acuzat de faptul că el ar fi făcut slujbi președintelui de atunci. Nu a fost chiar așa. Ar fi bine în post să nu ne aducem aminte de ceea ce a fost greșit, pentru că atunci când vorbești, aduci tot în câmpul tău. Vorbind de rău, aduci răul. Eu mă gândesc că momentul acela pe care l-aveam eu atunci și toată lumea, noi eram toată lumea închisă în casă. Am fost în niște energii, pentru că vorbind de rău, aducem rău. Gândind rău, gândind despre toate lucrurile astea, le aducem în viață. Noi ceea ce gândim, aceea atragem. Noi suntem cumva un magnet la care, gândindu-te ceva de
despre oameni, asta atragi. Eu acum știu, pentru că eu acum, indiferent ce nu aș face sau dacă îmi vine... Bine, că nici nu vin gânduri. Dacă îmi zice cineva, eu îi spun, zic, da, vă rog frumos, nu vorbiți despre ea, pentru că nu este de față. Dar atunci ce era? Ce s-a întâmplat de fapt? Ce te-a revoltat atât de tare încât a trebuit să pornești acest război împotriva ta? Nu, dar nu era nici război, ca să înțelegi că nu era niciun război nici contra fetelor, nici contra nimănui. A fost doar un strigăt al meu ca cetățean acestei țări, acestei Moldove, fiind noi închiși cu toții, am mai ieșit, acum mi-aduc despre ce zicea aminte, vezi cum mă reîntorc. Toată lumea ne-a zis și în special fostul președinte să ne reprofilăm. Noi am ieșit în piață, am scandat cu mulți artiști, cu toți, care toată lumea îmi spunea, Victoria, tu ești forță, ești voce, hai cumva să... Și eu vedeam cum toată lumea vorbesc pe la spate. Adică, ca să înțelegi ce, ce se vorbește în față, nu se vorbește și acolo. Pentru că acolo se vorbește una, tu știi cum e. Noi suntem cu tine, ai ieșit de aici și prietena ta imediat începe să vorbească. Eu am curajul să zic, atunci chiar pentru moment a fost o chestie, de ce se deja asta mare critică a colegilor? Dar mare? Oamenii nu știau cu adevărat ce s-a întâmplat până la, pentru că noi am avut discuții multe până la ieșirea aia în live, adică cu Lenuța care eram în relații foarte bune, cu Nelly care am lansat melodia și care s-a pornit o mică problemuță. Nu vreau să o aduc pentru că oamenii o să caute să vorbească și nu vreau să vorbesc despre asta. Cum o să vorbească, Victoria? Dar e cel mai bine să nu dăm apă la moară, pentru că dacă s-a uitat, spune, zice, pune capac, spune semnul cruce și atât. Nu te mai întorci să trăiești în emoțiile negative. Emoțiile negative îți aduc emoții ne negative. Distrug, ne distrug. Da. Și atunci a fost momentul când noi vorbeam foarte des. Adică fiind acasă, noi ne sunam cu Nele, ne vorbeam, uite, eu fac curat, uite ce face fata, uite ce cumva ne-am apropiat foarte tare, știi? Ne-am apropiat cu Diana, eram mereu am fost într-o relație destul de bună cu ea. Nici după aia nu ne-am certat cu ea niciodată, adică nu am avut chiar ne vorbim. Și într-un moment când a fost cu melodii, cu melodia asta, cu toate... Cu imnul medicilor dedicați, cu imnul cu medicilor care se... Fain, ei, da. Până atunci lumea nu știe ce se întâmplă, pentru că cearta era în interiorul nostru, dar eu nu o lansam, nu o spuneam. Dar când a început deja să mă invite televiziunile să lansăm și eu nu știam cum să ascund, că noi duceam tratative cu Lenu, știi? Nu spunem că Nele cumva m-a blocat, că nu vrea să vorbească cu nu știu ce. Încercam să o sun pe ea, încercam să vorbesc cu ea, încercam să văd de unde până unde. Eu cred că momentul care a fost nu e de acum, e de la începutul carierei noastre, pentru că noi din cariera noastră am început să lucrăm pe când aveam noi 19-20 de ani. Noi foarte tare ne asemănam. Am fost eu prima care am venit și lucram cu Liviu Știrbu. După aia ea era la... cânta cu... Stai o clipă, a fost o concurență de la început? De la început, da. La noi a fost foarte mare concurență, pentru că după aia Nele a luat multe melodii de ale mele și le-a cântat. Ceea ce pe atunci nu era internetul și noi nu spuneam, făceam tam-tam, că uite... Și mare treabă, le-a cântat foarte bine, au ieșit șlagări, eu am făcut un pic mai departe. S-a dus, dar noi toată viața nu am vorbit. Adică să se știe. Noi nu am vorbit. Noi veneam la emisiuni, pentru că și eu am fost moderatoarea acestei emisiuni, emisiune care a fost la postul de televiziune public. Și ea, și cumva eu eram blondă și ea era blondă și toată lumea ne confunda și eu eram roșcată și ea, și toată lumea ne-a confundat. După aia când ea a început să cânte melodiile mele de la Știrbu, evident că noi nu ne-am vorbit ani de zile. Stai o clipă, și atunci acel moment a fost momentul oportun pentru tine să-i dai în obraz? Nu, dar eu nici nu mai țineam minte de asta. Eu n-am mai ținut, adică eu nu am fost genul de om care să țin minte ce a fost. Noi deja ne-am împrietenit, noi vorbeam foarte mult. Ți-am zis că noi chiar vorbeam în timpul pandemiei foarte mult. Eu arătam melodiile, ea mi-arăta. Vorbeam de fete, pentru că aveam fete și i-am întrebat. Fete. Și ambele frumoase. Și ea îmi zice mie, măi, Victoria, zice, cum faci tu cu Valeria, că uite, ai trecut peste momentele, că Mirela pare mi se... Dar Mirela, da. Zice, e la momentul de creștere și eu zic, măi, stai liniștit că toate lucrurile se vor rezolva. Ea se maturizează. Și noi ne susținem. Eu mă gândesc că tot ceea ce pornim noi în câmp cândva, lucrurile trebuie sau să vină spre bine sau să te desparzi de tot. Exact ca într-o căsătorie.
sau tu ai o ceartă în care ea vine, e programată de acolo de sus și sau tu rămâi cu acel bărbat sau tu divorțezi de el. Nu, dar ea te-a acționat în judecată până la urmă. Da, ea m-a acționat în judecată. La ce etapă este procesul, apropo? Păi nu, că procesul a fost respins, că îți dai seama, nu avea niciun motiv. Eu când l-am primit, am zâmbit așa, dar și-am arătat la lume și am sunat-o să vorbesc cu ea. Și i-am spus, zic, ce vrei ca să înțeleg? Pentru că asta nu înțelegeam. Ea și până în momentul de față este, chiar dacă eu mi-am cerut iertare, chiar dacă momentele... Supărată, cred că. Da. Și să știi că supărările astea îți aduc foarte multe boli. Atunci când un om este supărat pe cineva și în special pe un om care în schimb nu-ți mai transmite ură, răută, pentru că eu, sincer nu să zic... Nu ești supărată pe nimeni. Eu nu am fost supărată pe ea, eu am fost supărată pe momentele de muncă a copilului meu care a lucrat la acea melodie frumoasă, Salvatorei Omenirii, care eu am mai avut un proiect înainte de asta. Dicuța, revolta ta venea după ce s-au întâlnit cu Igor Dodon la un bal organizat de Aquarium. Da, păi și nu a fost pe ele. Tu atunci te-ai supărat foarte tare. Dar nu am zis neapărat, acolo au fost 40 de oameni au fost. Eu doar n-am vorbit doar de ea sau de ea sau ea. Eu am vorbit de ei, de artiști. Eu am zis de el. Că zic, uite, artiștii noștri, și nu am dat nume de nimeni, absolut nu am dat nume, că a venit ăla sau a venit ăla, că au fost foarte multă lume, nu? Eu doar și de ce atunci doar câteva dintre colegile tale s-au simțit vizate? Pentru că eu eram în relații foarte bune cu Lenuța și vorbeam zilnic. Și în momentul când trebuia să mergem la promovarea melodiei, că eu eram omul care cerea... Frontmanul. Eu eram... Dacă eu m-am apucat să aduc melodia, eu vorbeam cu televiziunile, eu vorbeam cu videoclipurile, ca să promovez această piesă, că nu am făcut-o doar pentru că, cum zicea cineva, să îmi fac mie nume. Eu aveam numele. Dacă nu aveam numele, nu venea nimeni să cânte cu mine. Și apoi putem să o cânt singură. Înțelegi? Până la urmă... Nu știu, vreo întâlnire față în față ați avut după asta? Da, sigur. Sigur, am avut... Au fost certuri? Tu ai fost scandalagie, Vicuța. Nu e adevărat. Eu am fost mereu foarte sinceră. Exact așa poate să zică și de tine. Omul care vorbește cinstit în față și nu vorbește prin spate. Sinceritatea pe noi uneori ne pune la mari încercări. De multe ori eu mi-am dat seama, după ce am vorbit, am zis, dar de ce... Nu, tu știi că limba noastră este cel mai mare dușman? Uh-huh. Știi că vorbele pe care le scoți niciodată nu le mai poți după aia să le repari? Cu un cuvânt poți distruge un om și poți construi un imperiu. Exact. Și atunci când eu eram singură într-un apartament mare, atunci când am vrut să salvez cumva această omenire, să aduc un omagiu doctorilor, am ajuns la acest scandal de la o postare pe internet, pentru că eu am investit în acel videoclip și am investit în muzică și în tot, și le-am dat la fete negativul, care negativul costa niște bani. Mă rog, mie mi s-a părut că noi facem un lucru comun împreună. Și atunci când Nele m-a blocat și a zis că eu am vrut să-mi fac publicitate pe numele ei, m-am simțit foarte, foarte jignită așa. Și după aia când s-a început, că am văzut că ea nu a mers cu noi să promovăm melodia nicăieri, dar a mers acolo, eu cumva, și ca să înțelegi despre acum mi-aduc că eu mă întorc despre acel moment, nu am vorbit doar eu, înaintea mea a vorbit Emilian Crețu, înaintea mea a vorbit Nata Albot cu Andrei. Dar ei nu sunt colegi de scenă, ei pot vorbi. Dar au vorbit mult mai urât decât am vorbit eu. Eu nu am vorbit de ei nimic, eu am vorbit doar... Voi sunteți oamenii care mâncați în aceeași, bezi în același pahar. Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu mai spuneți așa pentru că nu cunoașteți. De ce spuneți lucrurile pe care nu le cunoașteți? Nu e adevărat.
Nu este adevărat. La fel, eu vin la tine la un interviu, dar eu cu tine rămân. Eu rămân Victoria Lungu și tu prezentatoarea și scriitoarea Ileana Rusu. Noi nu avem nicio treabă. Noi nu, tu nu vii la mine să vezi când eu plâng. Tu nu vii să-mi plătești facturile. Tu nu vii la mine la spital. Tu nu, când am stat eu 7 luni de zile paralizată la pat, cine din prietenele mele a venit? Cine m-a sunat pe mine să mă întrebe ce mănânc eu? Nici Leluța Gheorghiță n-a fost. Nimeni, absolut. Pentru că ea spunea și declara drept mare, nu știu, omul care a fost întotdeauna lângă nu, tine. Păi ea a fost lângă mine când eu mi-am pierdut cunoștința și eram să mor în scenă. Asta a fost cu totul altceva. Asta a fost un an înainte. Chiar vreau să trecem peste asta. Gata. Eu da, am eu înțeles. Cred că nu eu am înțeles. Eu nu o să deschid mai multe paranteze. Vroiam înainte de a trece la o listă întreagă de întrebări, pentru care am stat și m-am gândit. Cred că sunt mai importante. Tare importante. Ce să-ți... Ce să-ți spun? Cumva sinceritatea asta noastră, nu crezi că este doar adevărul nostru despre om, părerea noastră despre om, dar nici de cum adevărul lui despre sine? Corect, vezi, pentru că de ce crezi tu că pe tine ar trebui să te intereseze adevărul meu? Eu așa cred, eu așa văd, așa am crescut acolo, mama mi-a dat, dar eu acum m-am învățat, eu acum chiar dacă gândesc ceva despre unul, eu nu zic, eu îmi țin părerea despre mine, dacă vreau să-i zic un lucru frumos, să-i spun, vai ce bine arăți, cât de bine, dacă nu... Asta nu e falsitate? Nu este falsitate, dar de ce să arunci, de ce exact. Să arunci cu negativ? Dacă nu-ți place ceva, mișcă pagina, schimbă televizorul, aruncă-l peste balcon, ia-ți altceva, nu te mai... Uite, bă, nu-mi place Victoria Lungu, ia-mi dă să o urmăresc pe Ileana Rusu, dar nu-mi zic nimic, nu-mi place și atât de tot. Înțelegi, sunt lucruri pe care eu le-am învățat acum. Am avut timp în pandemie să stau foarte mult cu mine. Am început să învăț terapiile pe care acum le muncesc. Am început să stau foarte mult să-mi dau întrebări și să aștept răspunsuri. Și atunci mi-am dat seama de ce s-a întâmplat asta, de ce oamenii atât de greu uită. Pentru că atunci când tu ierți, atunci când tu uiți, înseamnă că tu ești un stai bun. Stai, noi când iertăm, nu neapărat și uităm, nu crezi? Păi uitarea cea este mai mare implantat. Este să uităm. Faptul că... Uite, eu am uitat de ce ai început să-mi povestesc. Eu efectiv nu mi-aducem aminte ce ai zis. Da, eu am... Da, dar cel puțin știai că eu cumva odată am fost... Ce aveam eu că eu nici nu cânt mai oameni buni, nici nu cânt. Dar eu nu mi-am adus aminte acum. Tu îmi ziceai ceva de supărări și eu... Păi dacă în pandemia asta ne țicneam la cap și trebuia să facem ceva. Uite și vezi că eu nu mi-am adus aminte că tu ai zis că... Dar eu stăteam și mă gândeam, tu mi-ai zis și eu zic... Măi, dar când ea mi-a zis și eu nu mi-am adus aminte? Eu nu ți-am zis. Eu am făcut un text voalat care te-a vizat, dar așa cum pot eu să-l scriu acidulat. Nu, eu acum mi-am aduc aminte ce ai scris tu. Eu țin caustică. Da, și eu după aia te-am sunat ca să vorbesc cu tine. N-am vorbit. Da. N-am și eu te-am sunat atunci, în momentele alea, să te întrebi și să povestesc ție, pentru că eu te cunoșteam atât de bine pe tine. Un om atât elevat, citit, corect. Și zic că înseamnă că Ileana nu cunoaște partea aia și ar fi bine. S-o pun, pentru că eu, ca să înțelegi, eu am avut o discuție la un interviu la care am vrut să le invităm pe toate ele, să nu știe că eu și sunt eu acolo. Și eu sunt foarte bucuroasă că după atâta timp, probabil lucrurile se întâmplă cum spui tu, predestinat. Uite, Vica, eu am 45 de întrebări pentru tine. Răspundem scurt. Răspunzi scurt și ai dreptul să mi le pui și tu la rândul tău. Ți s-a spus vreodată că ești un om fals? Poți să o comentezi. În față, nu. Cu siguranță cred că mi-au... Ai văzut, cineva. Protestează și... A auzit pe cineva acolo. Așa. Ce drăguț. În față nu, dar cred că mai scriu pe internet. Doar că eu nu prea citesc mesajele și... Te-ai dezvățat sau nici nu le citeai comentariile nu, astea? Nu, eu le citeam te mereu. Te marcau, te nu știu ce. Nu. Eu le citeam înainte pentru că eram curioasă să văd ce scriu despre mine și mă supăram. După aia ce am învățat când am stat cu mine și am mai vorbit, m-am învățat trecerea cu fiică mea la Bravo I Still, când scrieau despre ea atâtea lucruri urâte și eu am zis într-un moment, ascultam un psiholog și el spunea, zice, bucură-te de oamenii care și-au făcut un minut, o secundă din viața lor să citească ceva despre tine. Și atunci eu îi spuneam, mulțumesc tare mult pentru timpul acordat, știi? Și gata, se termina, omul nu mai dă răspuns. Nici nu mai comentez. Te crezi o artistă talentată? Da, sunt talentată. Care stil se potrivește cel mai bine? Mie mi-a plăcut foarte tare melodiile tare populare. Tocmai am vrut să zic, mie mi se pare că tu ești de acolo, știi? Eu cred că de acasă am cântat muzica populară și mama așa a dorit să cânt muzica populară. Și asta dar, mă reprezintă. Da,
albumul acesta de muzică populară. Ai trecut și la muzică ușoară pentru că e mai comercială? Nu, nu, nu. Păi eu sunt interpretă de muzică ușoară. Mm-hmm. Doar că cântând la țară, toată lumea cânta la tutun, la treburi, la case, cânta. Și când deja eu am ajuns, eu cred că nu am ales eu ce să cânt. A ales Dumnezeu pentru mine, pentru că eu nu știam ce înseamnă artist, nu știam ce trebuie să cânt și de ce trebuie să cânt. Eu am avut o deschidere așa. Eu mereu am zis că eu am fost pupată pe frunte de Dumnezeu. Ești un om norocos. Sunt un om binecuvântat de Dumnezeu. Ai făcut vreodată muzică la comandă? Da. Cu bani buni? Da. Adică ai scris texte și melodii pentru altcineva? Am scris pentru un film artistic din România, melodia care, doar că... N-ai semnat-o tu? Nu, am semnat-o. Nu, eu am semnat-o eu, doar că eu le-am dat drepturile de autor. Da. Ai cântat vreodată gratis? Foarte multe ori. Foarte multe ori și chiar mulțumesc lui Dumnezeu și o să cânt și în continuare. La Georgeta Voinova nu mergi în susținerea sau nici cu ea nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă? Păi da, chiar acum câteva zile am stat împreună, vorbeam să-mi scrie ceva. Dar cred, nu știu ce are, nu m-am prins. Fitița Georgeta Voinova. Păi noi ne-am întâlnit. Are nevoie de transplant de rinichi. Eu m-am întâlnit cu ea. Are un concert acum de binefacere. Păi, concertul, îți dai seama că eu nu pot să fiu acolo. Eu m-am întâlnit cu ea, i-am transferat câte ceva, i-am zis că dacă mai pot să o ajut, am să o ajut. Astăzi merg să vorbesc încă cu un domn care să-i dea niște bani. În concert sunt sigură că nu o să mă invite, pentru că sunt alți artiști, cred că, care i-ar fi spus, dar nu știam. Eu am ajutat-o și sper că am să o ajut în continuare. Care a fost cel mai mare onorariu câștigat de tine? La un eveniment, da? Da. Tu ai fost prezentatoare de nunți. Erai atât de faină, te descurcai atât de bine. Doamne, nu te-am gândit niciodată că ești un om al extremelor? Da, băi, nu sunt... Mi-e atrag nu știu cum. Adică, uite, de acolo, într-o chilie la mănăstire, deci lumea e cam debusolată, e bulversată așa, uite, de mișcări. Da, știi? Dar e bine să fie așa, pentru că dacă tu ești la fel, constant, tu plictisești. Dacă tu, ca artist, ești la fel toată viața, mamă, e bine, e frumos, gata, omul s-a uitat, a știut, a cântat cu tine, a plâns cu tine și s-a plictisit. Trebuie să fii diferit ca să... Care a fost acel onorariu câștigat? Măi, am cântat în Ucraina, cred că cel mai mare a fost 3.000 și ceva de euro. Pentru un concert solo? Nu, am fost invitată să organizez o nuntă. Eveniment, am înțeles. O nuntă foarte mare. Dar în rest, onorarii am primit poate pentru organizare unui eveniment și eu eram ca invitată. Nu muzica. Deci nu muzica a fost cea care, nu știu. Muzica. Adică nu melodii, nu știu. Da. Aha, deci da, participând într-o muzică, eu zic, vorbesc de muzică, nu de... Nu, pentru că știu că ai fost și moderatoare, adică nu știu. Da, păi uite, eu sunt și organizator de evenimente și de concerte. Și atunci când iau un eveniment, în care eu sunt organizator, moderator, fac scenariu, scriu tot ce vorbește oamenii, asta implică mai multe categorii de muncă. Am înțeles. Cu orchestra, apoi recital, apoi fug în altă parte, mai organizez partea aia un eveniment, partea aia într-o seară poți să am 4-5 evenimente. Mm. Îți dai seama. Adică, mă rog, având orchestrele, pui peste tot, prezentatorii, că da, era, nu știu, acum nu m-am gândit. Da, bă, nu m-am plâns niciodată. A fost bine. La 40 de ani pozai nud pentru o revistă. Spune, te rog, ai mai face și acum? Erau poze nud, nu era poze... Eu am ales ce să filmez. Erau poze foarte frumoase, foarte erotice. Ai mai face și acum? Nu, acum nu aș mai face, pentru că, în primul rând, fiecare vârstă are frumusețea ei. De ce să scoți trupul când poți să scoți sufletul? Acum poți să povestesc ceva, poți să cânt ceva, poți să citesc, poți să vă invit la o ședință, la mănăstire, să ne rugăm împreună. Ce presupune ședințele astea ale tale? Poți să-mi spui? Ședințele sunt meditații în care eu lucrez cu omul, cu energiile noastre, cu energia omului. E privat, particular, unul la unul, e confidențial. Dacă vrei să vii doar singur, pentru că dacă vrei să intrăm în a 7-a generație, să vedem care sunt problemele din adâncuri.
De ce să te temi? Nu știu, mi se pare că s-ar putea trezi în mine niște... Da, păi să trezesc. Se trezesc, așa. Se trezesc. Contează câte păcate ai făcut, contează cum ai trăit viața, contează cum au trăit cei tăi. Și păcatul ăsta este atât de interpretativ, nu ești de acord cu mine. E al tău, dar e energia cu care te-ai născut tu și tu o aduci prin viață. Tu o duci și tu trebuie să o prelucrezi. Dacă nu te pleci cu ea, revii peste 120 de ani și îți lucrezi. Sau prin copiii tăi se prelucrează. Nu, părinții bisericești, fețele la care mergi, ei cunosc despre asta. Ce spun ei despre asta? Nu vine cumva în contradicție cu credința ortodoxă? Te întreb pe bune acum. Cosmo, energia este un pic altceva. Este energie cosmică. Da. Nu are treabă cu energiile bisericești. Da, dar nu recunosc. Păi de ce ar trebui să o recunoască dacă ei nu cunosc despre asta? Eu pe tine cum se împacă el în tine? Adică ceea ce auzi din gura părinților și ceea ce practici, ceea ce ai ascultat, ai învățat? Terapia sinergetică, eu sunt terapeut sinergetic, eu lucrez doar cu psalmi și cu rugăciuni puternice. Uh-huh. Ca să intru în câmpul tău, spun rugăciuni. Când tu stai lângă mine, eu dacă simt, mă începe să mă doară ceva sau simt ceva sau, mă rog, asta îți vorbesc ție așa, dar lucrurile se vorbesc mai în liniște. Acum foarte multă lume își face publicitate pe seama asta, pentru că aduce foarte mulți bani, pentru că foarte multă lume este bolnavă, sufletește și caută, se caută, mereu se caută, merge la biserică, stând în rugăciune, nu aude nici rugăciunea, se gândește, nu știu unde îi fuge capul. Când tu vii la o meditație, eu te ajut ca tu să debarasezi de toate gândurile care ai venit acolo. Ce înseamnă? Adică eu nu știam că tu practici anume asta și eram curioasă doar pentru că știu că povestea în interviuri că Dumnezeu este singurul față de care tu vrei să fii omul cel curat, nu te mai interesează ce crede lumea. Singurul tău cel mai de încredere prieten este Dumnezeu și mă gândeam, oare cum tratează, nu știu, scrierile creștinești toate terapiile astea cu energiile? Doar atât, eu nu știu, pur și simplu. Dar de la cine sunt terapiile astea? Nu tot de la Dumnezeu? Dar tot ceea ce e făcut pe pământ e Dumnezeu. Dumnezeu este peste tot. Uite, noi vorbim de El, El este aici, lângă mine. Mulțumesc, Doamne. Există și cealaltă parte, există și diavolul. Păi, dar tu nu te uita la El. Tu ce treabă ai cu El? Da, El ne dă ghes. Păi da, și tu de ce trebuie să-L asculți? Tu când El îți dă... Ascult. Păi nu-L asculta, spune înapoi satană, Doamne, da? Asta zic și eu, înapoi mea satană. Da. Uite, ai prieteni și acum în showbizul de la noi? Da, mi-ai răspuns, sigur. Da. Într-adevăr, tu ai trecut prin moarte clinică? Da. Atunci m-am apropiat cu mâna exact o secundă să mă apuce Iisus Hristos de mâini și am revenit. Și mi-am dat seama că dacă am revenit, de-aia am început căutările mele, toate, tot drumul nostru, Dumnezeu, dacă îți dă moarte clinică și dacă te readuce înapoi, înseamnă că te readuce cu un scop. Eu trebuia să ajung la momentul ăsta. Ăsta era scopul meu, doar că eu trebuia să zic, băi, e doar muzica. Pentru că dacă e doar muzica, eu am reușit să fac în muzică tot. Să știi că și Geta Burlacu s-a cam lăsat de muzică, a făcut psihologie. Psihologie și știu. Sunt un pic dispersată. O să te invit în data de 7 aprilie. Vino la Clubul Femeilor Conștiente să mai vezi câțiva oameni buni. Conștienți? Care, conștienți, sunt femei. De foarte multe chestii, mai mult haotică. Ai inventat vreodată istorie despre tine doar pentru ca lumea să te vorbească? Să șochezi? Au inventat jurnaliștii, mă rugau să inventăm. Când au apărut unele reviste și îmi spunea, hai Victoria să vorbim ceva că tu ești, zicea, păi ce spune? Hai să născocim ceva. Și îmi spunea, exact în România asta s-a întâmplat, când am luat impresarul. Asta mi-a zis, trebuie să vindem un storytell să prindă și așa mai departe. Și dacă m-ai întrebat, eu am inventat, sunt chiar și în romanele mele, adică chiar am inventat, îmi place să și am inventat multe lucruri, că am mers asta, da. S-a întâmplat. Ai blestemat vreodată? În gând, da. În gând m-am blestemat pe mine de multe ori. Și acum îi spun lui Dumnezeu că m-a potolit așa, pentru că eram foarte aspră cu mine, în special când veneau momentele de post.
Ceea ce făceam în afara postului se începea lucru, distracția, munca. Eu fiind un om care toată lumea așteaptă de la mine foarte multă energie, foarte mult zâmbet. Foarte multă energie sexy în special. Da, și eu mereu eram, îmi plăcea să intru, să atrag privirele. Dacă stau și mă gândesc, tu chiar ești una de... Dar nu... Cea mai sexy interpretă ești. Eu cred că ai și fost odată într-un top de genul ăsta, așa? Adică lumea te vedea și aștepta, vii că trebuie să ne dea sex. Da. Eu cumva eram în anii ceilalți, după ce... Asta e că poate cu Diana Rotaru, da? Nu, aici. Diana a venit peste 10 ani. Peste 10 ani și toată lumea, țin minte, Costi Moscovici spunea, zice, a, s-a mai născut-o Victoria Lungu. Dar erai urușcată și îmi dau bărbații după tine? Chiar? Deci... Nu știu, Ileana, eu cred că asta era normal, o femeie, când noi ne dorim atenția și ne mișcăm prin prezența bărbatului. O femeie fără un bărbat, fără privirea lui, ea nu se mai simte femeie. Eu nu mă aranjam pentru bărbați, eu mă aranjam pentru mine ca să văd eu ce pot face eu cu frumusețea și sexualitatea mea. Am ajuns la întrebarea 11. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Am revenit în studio la Vorbe cu Minte. Discutăm cu Laila și cu Victoria Lungu. Victorița, testul ăsta de sinceritate, tot aștept și eu ceva, un ping-pong de la tine. Nu, n-aud nimic. Prea multe întrebări vin una după aia. Da, am ajuns la 11 și mai avem încă atâtea. Ai fost vreodată invidioasă? Nu știu, poate m-a prins gânduri, dar nu am fost în concurență, cred că. Mm-hmm. Mereu, dacă vedeam pe cineva bun, ziceam, a, dar eu pot mai bine ca el. Mm-hmm. Ai simțit vreodată momente de furie în care chiar să vrei să ucizi pe cineva? Da. Da. A fost când? A fost în momentul când am avut accidentul și am fost părăsită. Am fost părăsită de iubit. Adică m-a mințit, am semnat că eu am fost la volan și după aia s-a căsătorit și a fugit peste hotar. Și în gândurile mele, bine că nu ne-am mai văzut după aia niciodată nu ne-am mai văzut, peste ani m-a găsit pe internet și mi-a scris să te rog de mă iartă și eu nu i-am răspuns absolut nimic, doar l-am blocat și am zis că nu are rost să duc mai departe, pentru cu siguranță el s-a fi gândit că eu o să rămân pe patul de spital toată persoană viața. Persoană cu dizabilitate. Da, tu spuneai. Vă rog, Doamne, iartă-mă. Da. Dar ai greșit. Da. Am zis la păcate. Le-am avut și eu. Și dacă tu ai cercetat și psihanaliza, Freud spune că foarte multă lume le are. Da. Dacă ar ști ce se întâmplă în subconștientul, da. Ai greșit vreodată în fața mamei tale? Nu, de zeci de ori. Dar a fiicei tale? Oh, foarte mult. Foarte mult, da, da. În primul rând că am fost o mamă foarte severă, am fost o mamă foarte, cum să zic eu, o mamă care dintotdeauna am pus-o să fie prea corectă în tot. Am cerut prea mult de la ea, am vrut-o prea perfectă. Și acum când perfectă deja, pentru această lume imperfectă. Perfectă pentru că ceea ce nu am reușit eu să fac, mă gândeam că poate să facă fiica. Știi, noi mereu ne uităm în oglindă. Iar în oglindă pe cine vezi? Nu te mai vezi pe tine, îți vezi fiica. Tu ai avut vreodată gânduri de suicid? Da, de multe ori. Le-am mărturisit. Da, și cum te gândeai să o faci? Multe. Scenarii întregi. Dar te dominau? Deci da. Stăteau mult cu tine. Da. Da, până nu mă așezam în rugăciune și foarte greu venea rugăciunea pentru că ajungea momentul să deschid geamul, să merg. Doamne. Mă vedeam deja de multe ori în sicriu, deja mă vedeam jos cum zbor, deja mă vedeam în sicriu cine o să vină și brusc îmi venea gândul la Valeria și mă vedeam că ea se va trezi mâine și de fapt nu mai are mamă și cumva gândul mă aducea repede înapoi și ziceam că atunci era îngerul meu păzitor care îmi pare rău, Doamne, iartă-mă. Eu știi, mie mi-au dat ghes de câteva ori în viața asta, doar de două sau de trei ori astfel de gânduri și eu atât de tare m-am speriat de mine. Te-ai răzbunat vreodată pe oamenii care te-au jignit? Da.
Ai răspuns cu rău celor care ți-au fost aproape în cele mai grele momente? Ai răsplătit binele cu răul? Nu, dar când mi-a fost rău, ei n-au fost aproape. Ai dus vreodată viață dublă? De care? Amoroasă, artistică sau amoroasă? Nu, artistică cum ai putea duce? Că ești ba, da, ba, da, pe cum? Uite cum vezi. Astăzi cânti aici, dar mâine ești la biserică. Nu, păi stai o leacă, și talentul și harul este o binecuvântare. Nu? Dar oamenii fac pe publicitatea asta de a fi un om foarte credincios și aduc cumva, fac din asta o scenă, un teatru. Fanatismul nu mi-a plăcut niciodată. Da. Dogmele și doctrinarea. Trebuie să știi până unde mergi, pentru că până la urmă Dumnezeu o să bate tare. Ai acceptat vreodată relații cu bărbați căsătoriți? Nu, niciodată. Eu da. Spovedania unei amante, o să te dau la urmă. Da, o să tu te știi că noi am avut discuții. Într-adevăr, ai diplomă de psiholog? Da, am luat licența. Online sau cum? Nu, păi nu am fost, nu ai primit pozele, am și poze când am venit, am fost, mi-am cumpărat și eu toate neburiile astea de student. Ai consumat vreodată droguri? Doamne ferește, nu am fumat, dar cum să consum droguri? Nici n-ai încercat, nici nu te-ai tentat niciodată. Și sper și îndemn toată lumea care are bunul simț, nu vă jucați cu așa ceva, pentru că nu face bine. Eu am ajutat oameni care au ajuns la dependență de alcool, nu mai vorbesc de droguri. Nu am avut încă oameni care se droghează, dar am avut un vecin care s-a sinucis. Și de lipsă de doză sau? Nu știu. Era un om foarte bun, dar într-un moment, nu știu ce s-a întâmplat, dar așa am înțeles că sunt momente în care dacă nu știi tot ce le rău vine. Dar că drogurile tot când vin gândurile rău, așa mă bat peste față, știi? Chiar mă lupt cu ele, nu știu. Bun, te bați peste față și ți-ai roșit obraje și ce faci mai departe? Dau așa din cap. Și gata, ele pleacă. Și a doua zi? Nu știu. Nu întotdeauna se întâmplă. Adică noi nici nu putem scăpa de ele. Tu ar ști foarte bine. Bun, acum pot să scap. Uite, eu acum pot să scap. Eu știu cum. Eu imediat dacă merg pe drum, m-am supărat pe ceva sau ceva nu a mers așa cum îmi doresc eu, imediat stau în picioare, încep să-mi spun o rugăciune, Doamnă, scoate-mi gândurile, nu mă pregăti asta să o fac fiu... și eu. Uite, și dacă faci chestiile astea și te rogi, înseamnă că ești pe drumul cel corect. Ai fost vreodată bia... eu am consumat droguri, ca să fim pe picior de egalitate, am consumat, am fumat hașiș. Da. Și cum a fost? Ce se întâmplă în momentul ăla? Foarte diferit. Da, a fost momentul că ți-ai dorit tu sau... A fost doar sub influența... Sau sub influența cuiva, zis. Cineva mi-a propus. Exact, adică eu n-am blanit niciodată să caut, dar s-a întâmplat de câteva ore un în viața bărbat mea. Care ai vrut tu să... Nu, chiar cu amicele, nici bărbați, nu, noi fumam cu ele. Eu sper că ai trecut, gata. Da, asta a fost așa de câteva ori ocazie. Ai fost vreodată beată? Da. Plângi când ești beată, apropo? Da, plângeam. Mereu plâng. Acum nu mai beau. De ani de zile. Dar să știi că eu pot să beau 50 de grame și să-mi bate. Și m-am prins la ideea când mergeam la evenimente, toată lumea spunea, dar nu serviți, cum se zice la noi, nu beți 50 de grame să vă faceți dispoziție. Eu zic, nu, că eu dacă beau 50 de grame trebuie să dorm. Eu dispoziția o am de la mine. Eu știi cum fac, mă așez lângă persoanele care consumă alcool și eu mă îmbăt. Ele beau și eu mă îmbăt. Pe cuvânt, nu știu ce e asta. Nu, acum știu, în primul rând, bine, că știu mereu să zic nu. Dacă îmi zice cineva, eu nici nu zic. Eu doar cu gândul așa m-am uitat și omul înțelege că eu nu consum. Măi, Laila, măi, de tu ești așa de frumoasă, că mi-e face dor de cotea, Doamne. Ți-ai făcut vreo operație plastică? Nu. Încă nu am nevoie, dar... Dar injectare? Uite cum ar... Nu. Draga mea, eu fac injectări și am făcut publicitate la plasmolifting și la ozon și fac de mulți ani, de când am fost eu bolnavă, ea se uită în... se vede pe ecran cineva că merge și are sentimentul că cineva vine în casă. Dar bisturiu, chirurgi plastic, nu. Uite, crezi tu că... Tu ești frumoasă, mă, tare. Mă nervez. Gata. Ai furat vreodată?
Da, am furat cireșe, am furat pepene verde, am furat, da, am furat de la vecină, m-am urcat, șorcovița am furat, flori am furat, am fost în Anglia și eram acolo, erau florile astea și făceam poze și bine, nu m-am gândit că fur și după aia m-a fluierat poliția și eu l-am pus înapoi, m-am așezat și zic, I'm sorry, I'm sorry. Ai mers vreodată la psihiatru? Da, da, păi mereu, toți psihiatrii au nevoie de psihiatri. Ai consumat vreodată antidepresante? Nu, nu, nu. Nici după restabilirea, după accident, de exemplu? Nu, dar atunci... Nu mă refer la stupefiante, pastile antidepresante calmante care te-ar putea păi scoate... Păi nu, dar acolo ne puneau injecții pentru că eu aveam da, așa altfel, dureri. Da, eu aveam dureri că eu nu dormeam câte 3 zile. Eu aveam efectiv 39 de kilograme. Adică eu nu cred că acolo nu mi-au dat... Și după aia am avut luni de zile în care nu dormeam nopțile și aveam pastile. Tocmai urmează întrebarea. Ai suferit vreodată de insomnii? Da, da. Ți-a fost vreodată rușine de tine? Da, de multe ori. Din cauza gândurilor, a acțiunilor, a atitudinii? Din cauza faptului cum... Cum reacționezi? Cum reacționez. Sunt impulsivă. Vorbesc și după aia gândesc. Cred că cunosc toate și vreau să mă dau cu părerea. Și asta este... un lucru urât din partea mea. Deloc iubit de Dumnezeu. Da, deloc iubit de Dumnezeu. Și... Ai luat vreodată bani cu împrumut? Nu, dar am dat. Mult. Sume mari? Mari. Uh-huh. Și acum am un datornic. Ai mers vreodată la vreo ghicitoare? Da, de multe ori. Și eu am ghicit. Și am mers. Și mama mea a ghicit. A tras în cărți și a ghicit. Nu mai vrei să dezvolți chestia asta, așa-i? Păi acum nu am nevoie, pentru că acum și așa le văd. E cum le vezi tu? Așa, Dumnezeu îți dă harul. Vorbești deschis și poți să te duci unde vrei tu și să vezi tot ce vrei tu. Ai fost vreodată cu un bărbat doar pentru bani? Nu, nu. Nu am fost, pentru că... Dar am avut... Dar ai avut iubiți mai săraci decât tine, care câștigau mai puțin? Da. Da, i-am ajutat. I-am ajutat cu jobul, cu... De-aia vin oamenii, vin viața noastră. Dar eu am avut doar relații serioase. Am mai zis chestia asta. Eu nu am avut... De un fost iubit de-al tău chiar îmi pare rău că n-ați rămas împreună. Știi la cine mă refer? La avocatul, Andrei. Ori ăsta a fugit de la accident? Nu. 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 Mi se părea băie de treabă așa. Nu. Tu declarai atunci că ți-a spus că te iubești. El a venit cu un scop în viața mea. El și ți-a eu spus că te iubești și tu după asta n-ai mai vrut să-l mai vezi. Nu, e adevărat. Acolo a fost vorba. Da, cred că așa trebuia să fie și nu vreau să vorbim mai mult despre el. Să fie sănătos și el și îl mama. Îl țin și aminte un băiat, brunet, cârleonțat cu ochii albaștri. Îl văd în fața mea, ce să zic. Într-adevăr, ai avut apartamente în Chișinău sau ai stat doar cu chirie? Mereu am avut apartamente. Fiecare an schimbam cu un apartament. Îl vendeam, cumpăram, mă plictiseam de un loc. De-aia e foarte ușor să mă schimb. Cu chirie stau abia acum, când am luat decizia să revin la Chișinău. Dar apropo, chiar ai văzut iar extremele. O perioadă a dispărut Victoria. Apropo, a dispărut Victoria, pe urmă iar a apărut și foarte masiv. Eu am dispărut pentru că am început să lucrez altceva. În momentul când am început să lucrez, tot ce prelucrezi în viața ta este tu trebuie să te detașezi de oameni. Tu trebuie să fii cu tine, să lucrezi cu energiile de la naștere, din copilărie, din adolescență, de când ai început tu să faci prostii oare, mai mici, mai mari, după aia divorțurile, după aia bărbații din viața ta care au venit, cu care ai rămas în supărări. Trebuie să stai în rugăciuni foarte multe, să stai în multă terapie. Nu ai cum să împarți pentru că nu ține câmpul. Efectiv, tu te miști pe jos ca râma aia, știi cum? Și nu poți să te ridici. Chiar nu poți, nu ai cum. De-aia eu am dispărut, am lucrat cu ce să văd dacă e lucru pe care eu pot să mă tratez pe mine și să tratez pe alții. Și după aia am revenit. Într-adevăr, aveți casă la București. Da, eu am casă. Tu? Nu din banii Valeriei câștigați? Valeria abia își construiește casă. Pentru că Valeria este unul dintre cei mai de top influențe. Da, așa e. Face o muncă enormă, fetița asta. Și muncește foarte mult. Eu nu știu cum influențele se...
Ea nu este doar influencer, ea este și... Știu. Ea are, în primul rând, un brand de rochi, un brand de paltoane, are magazinul ei de haine, a lucrat și în televiziune, a avut o emisiune, între doilea rând se filmează în videoclipuri, se filmează în filme. Dar e cu cineva sau... Da, păi da, eu cred că tu știi că deja de un an de zile e într-o relație. Băiatul ăsta înalt și blond? Da, da, da. Aha, tot și el e blogger, nu? Da, da, da. El era la început, iar Valeria l-a readus la viață. Nu te tem că se repete cumva soarta ta? Eu cu asta lucrez și nu o să repet. Dacă eu o să lucrez, iar ea va accepta cu ceea ce lucrez eu, pentru că trebuie să accepte. Din moment când eu lucrez, nu e vorba doar de ea, este vorba și de el, pentru că și el are o generație în care... Aduce cu sine aici o sacă întreg. Dar ea nu ți-a reproșat niciodată, mamă, de ce ai fost atât de dură și severă cu mine? Niciodată. Mereu îmi spunea că, mame, dacă tu nu erai așa, eu cred că nu ajungeam unde am ajuns. Iar acum un an, și abia... apropo, ea fără pile, fără nimic, deci a fost... Pilele nu aveau de unde să fie. Era mama care stătea în rugăciuni, era mama mea care stătea în rugăciuni, după aia eu care eram aproape de Dumnezeu și mergeam toate posturile și mă rugam. Și fiecare, să știi că rugăciunea unei mame pentru un copil este binecuvântare cerească. Cea mai puternică energie care poate exista. Stai că mai aveam ceva ce tare ciudat. Este adevărat că ai vrut... e adevărat că ai vrut să te lansezi în politică. Asta venea în interviul lui Galbe și spune: domnule, vreau să mă fac politician. Nu, a fost la mișto sau chiar a fost o intenție? Nu, eu am avut propuneri, dar eu nu m-am gândit niciodată și am avut propuneri și aici, după aia când am plecat la București, m-au tot invitat într-un partid, în alt partid, în alt partid, cum să-mi dea... Eu nu am făcut din asta tam-tam pentru că știam că o să dezvolte și o să umble după mine să vadă pe unde merg, la care ședințe, și avea să se interpreteze că eu am cumva un venit. Niciun partid nu-ți dă niciun venit, ca să înțelegi. Dar ai cântat pentru partide? Am cântat, sigur. Uh-huh. Am înțeles. Păi numai ei și mențin tot, dacă nu sunt ei, pentru cine să cânți? Eu cred că pe asta o exclud. Dacă Dumnezeu ne învață să iertăm și să iubim aproapele, de unde ura asta față de anumiți politicieni? Ți-ai declarat într-un interviu chiar ură față? Eu nu am ură. Ați expune punctul de vedere, nu este ură. Poate contează buni. Foarte limba, mult tonul limba în care română, o facem. Limba română e foarte bogată. E foarte bogată. Tu care scrii cărți, și lasă spațiu de interpretare. Și tu, poți să zici: auzi, Ileana, tu știi că eu în politică. Și tu poți să vorbești invers. Știi că politica e... O energie care a venit pe noi să ne pună la niște încercări. Cei mai mari politicieni sunt cei care, de fapt, ne rup pe noi de la realitate. Asta e manipulare. Când ai plâns ultima dată? Ieri. În rugăciune. În fiecare zi plâng în rugăciune. Cum reziști abstinenții, inclusiv cele sexuale? Dar nu mă gândesc. Nu am partener și nici nu ar trebui să mă gândesc la asta. Numai că nu vrei. Ți-e drept. Sau ești capricioasă, ești talentată. Nu mi-am făcut intențiile ca să-mi apară în viața mea un bărbat. Nu vreau. Nu pot să zic că nu-mi scriu, că nu mă curtează. Nu... Sunt pe dezvoltarea personală, sunt pentru a-mi crește cabinetul, sunt pentru a-mi face un brand din ceea ce fac eu. Cresc eu spiritual, merg la o sumedenie de ședințe, seminare, Turcia, Rusia, România, în retreat-uri foarte mari, stau acolo. Nu cer, acum cer tot ce vreau eu, dezvoltarea personală, de a lucra cu problemele vieții mele, de a-mi ajuta copilul ca ea să ajungă să-și termine casa, să o văd măritată. Uite, cumva tu ai căutat aceste răspunsuri și în biserică. Și nu le-ai găsit, trebuie neapărat să faci retreat-uri, să asculți niște coach. Dar retreat-ul e exact aceeași biserică. Nu, să asculți niște coach care ți-au bani pentru asta, să te învețe cum să gândești corect în viață, cum să mergi. Uite, Te invit la o ședință terapeutică să vezi că acolo nu trebuie să dai bani ca să te înveți ceva. Și eu nu te învăț nimic. Eu doar te ajut. Te ajut ca tu singură pe tine să te ajuți. Înțelegi? Eu nu merg să dau bani pentru cei care mă învață pe mine ce fac. Eu am luat... Da, ai avut un mentor totuși. Eu l-am un mentor. Sunt mai mulți mentori. Este un mentor care
îl are pe cel mai mare, care scrie cele mai mari cărți. După aceea este mentorul meu, de la care eu am primit binecuvântările ca să fac ceea ce fac, pentru că asta nu e cosmoenergia, e un pic mai mult decât ceea ce citim noi în biserică. Noi în biserică stăm în rugăciuni și preotul te binecuvântează și tu trebuie să lucrezi. Iar aici eu pot să lucrez singură cu energia mea, formându-mi intenție ce vreau să fac, unde vreau să ajung. Ce vreau. Uite, să eu te ascult, dar nu te țicniești la cap. Nu, îmi place. Nu, sigur. Dar nu se vede asta pe mine? Uite, senzația de vină e ceva frumos din punct de vedere al religiei. Asta îmi spunea părintele. Și ceva ce ne distruge din punct de vedere al psihologiei. Tu pe care o alegi? Fiecare parte și are atribuție și are dreptatea sa. În psihologie, psihologul o să zică că vina vine chiar din copilărie, pentru că mama te naște, deja poartă o vină, că poate nu te-a dus atâta, poate nu te-a învățat. În biserică, când mergi la mărturisire, părintele îți spune, atunci când tu simți o vină, înseamnă că știi să-ți vezi greșelile tale, nu știi eu, să le prelucrezi. Nu știu, cumva ce se întâmplă ție și cosmoenergia și biserica, nu e cumva două lumi într-un pahar care și tot schimbă locul? Vorba lui cântecului, lui volontier. Da, dar dacă paharul e plin cu bunătate și cu lucruri, cu energie frumoasă, de ce să nu le menții? Contează să-ți facă bine. Cine câștigă mai mult, tu sau Valeria? Valeria. Chiar apropo, cât costă un story sponsorizat de ea? Nu știu, nu mă întreba, nici eu nu știu. Noi nu vorbim despre sume acasă. Tu ai fost vreodată invidioasă pe ea? Nu. Eu cred că eu sunt mama care atât de mult am împins-o și zicea, mami, fă și asta, fă și asta, fă și asta. Eu am fost genul de om care am tras foarte mult de ea și de multe ori ea era supărată pe mine pentru că eu căutam în ea perfecțiunea. Mi-ai spus și avea dreptate poate copilul. Acum vezi că și tu îți reprocezi chestia asta. Că dacă ai mai fi făcut un copil, uite, imaginează că la 42 de ani făceai un copil, de exemplu. Așa e că altfel ai fi educat. Eu nu știu cum trebuia să ajungem ca să vedem. Și bine că ești soacră mică. Că dacă erai soacră mare și aveai o doră, cred că trebuia să fii și ea perfectă. Nu știu. Tu înțelegi că trebuie să fii mamă de băiat ca să înțelegi chestiile astea. Mama de băiat gândește într-un fel, cea de fată gândește într-un fel, iar eu am fost mamă și de fată și de băiat. Ce întrebare faină. Ai fost vreodată atrasă de vreun iubit al Valeriei? Doamne, ferește. Se întâmplă asta și tu știi istorii de tot Doamne, felul. Doamne, ferește. Nu. Nu, eu am avut momente în care mergeam cu Valeria la mare și avea un prieten la care el a venit cu un prieten. Neștiind că eu sunt mama Valeriei. Îți făcea curte. Cumva îmi făcea curte și eu m-am prins că el nu știe că eu sunt mama. Că ea îmi spune, Vicky, știi? Și m-am gândit că după aia el s-a apropiat de și a zis, bă, vreau să fac cunoștință cu prietena ta. Și a zis, stai că e mama. Și iar noi râdeam de asta, de nu mai puteam, știi? Și de atunci tot râdeam de asta. Când mergeam cu ea, mă invita așa cu fetele, spunea, zice, mama, da, te rog frumos, nu-mi spui mami, că eu spun mami. Fata mare. Da, zice că, nu, fetele zice, da, ce vii cu maică ta în club? Așa. Îți plac manelele? Cele bune, da, le cânt. Care sunt două manele bune? Mie îmi plac trei manele. O, viața mea, asta îmi place și cu... De seama, cu plâng, tare mă căzit, am găsit în cealaltă ta, îmi place. Da, asta e de mult, eu le cântam. De ce mă minți? Dau două femei, deștept și discut despre manele. Și numele tău, de azi îl voi uita. Nu știu. Vezi că nu ascultăm. Ăla mie, cum îl cheamă? Adrian Copilul Minunat. Adrian Copilul Minunat. Da, eu mai cânt aș da zile de la bine. O, dar ești tu fuge de manică, tu. Păi eu am cântat toată viața lăutărie, iar lăutăria cumva se pupă. E soră, se pupă. Crezi că există fericire? Da. Da. Fericirea este în tine. Uh-huh. Tu ești fericire. Ești superstițioasă? Nu, acum nu.
Dar spuneai într-un interviu că nu-ți prea-ți place să vorbești despre planurile tale, că te-ai învățat să taci. Nu e o superstiție și asta? Nu. Asta este mai degrabă precauție, este o așa? Este laudă. Dumnezeu nu iubește lauda. Este o precauție și un, nu știu, Dumnezeu iubește tăcerea. Prin tăcere roagă și ți se va da. Atunci când tu începi să vorbești, el râde de tine și zice, hai să vedem da, și dacă, dacă vrei să-l amuzi pe Dumnezeu, povestește-te despre planurile tale. Exact. Și ultima întrebare din această listă. Viața așa cum vrei? Da. Uh-huh. Uite, pe o scară de la 1 la 10, te-au deranjat întrebările mele? Niciuna. Niciuna. Perfecte toate. Și tu perfectă astăzi. Eu sunt așa, eu nu sunt om rău, ți-am zis. Dar eu n-am zis că tu ești om rău, să-mi de ce tu? Măi, am o gură, exact ca și tine, deci cumva faptul... Excludem să știi că nu e vorba de, doar de gură, e vorba de limba care scoate pe gură câte ceva, iar pentru că mintea noastră și creierul nostru, materia cenușie, e multă, noi unde vrem să ne expunem. Dă-mi, te rog, asta și zi-mi unde îl găsim, pentru că suntem pe final. Eu am venit aici cu un cadou pentru tine și vreau să, oamenii care cunosc, chiar poate cei care au uitat, vreau să ți-l ofer cu mare drag, eu o să-l ascult, cu multă energie. Pentru că ți-am zis, trebuie să, nu ți-am scris încă autograful. Sunt... Da. Dă-mi, te rog, hashtag următorul invitat. Recomandă pe cineva pentru următoarea emisiune. Pentru una de următoarele emisiuni. Eu nu știu pe cine ai mai avut. M-am uitat la câteva emisiuni, dar din artiști sau din oameni... Care îți place ție, o persoană? Uite, eu aș vrea să o invit pe Ana Danilescu. Este? Cântă? Nu. Ce face? E producătoare de televiziune și e un om care a trecut... De la jurnal, fata cu cancerul. Da. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezent. A venit la mine la terapie. Și dacă ceva, te rog frumos... Nu ne mai certăm pe rețele de socializare. Dragi prieteni, am discutat azi cu Victoria Lungu și maxima o să vă spun acum, a ierta înseamnă a elibera un prizonier și a descoperi că prizonierul erai chiar tu. Sunt Ileana Rusu, să auzim doar de bine și să ascultăm muzică bună, să citim literatură 16+.